Aș vrea să spun, în special celor care aveți probleme cu depresia, cu stările emoționale, cu frica, că atunci când ai obiceiul relației cu Dumnezeu, prin relația cu Dumnezeu, Dumnezeu poate să te elibereze de orice problemă emoțională. Prin relația cu Dumnezeu, dacă o adâncești, Dumnezeu alungă frica, slăvit să fie numele Lui. Prin relația cu Dumnezeu, dacă te încrezi în Dumnezeu și te rogi din inimă în fiecare zi și citești Biblia și ai un plan de citire și vii la adunare, Dumnezeu alungă gândirea negativă, Dumnezeu alungă necredința, Dumnezeu alungă panicile, Dumnezeu alungă ura, Dumnezeu te vindecă, slăvit să fie numele Lui. Eu nu cred și nu cred că dacă un om din biserica noastră se pune 3 luni de zile și citește în fiecare zi un plan de citire al Bibliei regulat și se roagă din inimă un timp așa de calitate, eu nu cred să nu-i dispară fricile, să nu-i dispară panicile, să nu-i dispară problemele. Nu cred. Posibil că după 3 luni, dacă te lași, să-ți revină. Dar eu cred că prin rugăciune primești putere de la Dumnezeu. Eu cred că prin citirea Scripturii ți se mărește credința și pleacă îndoiala și frica. Că asta înseamnă frică și îndoială. Necredință!